Dar revine Simona Halep, fraților, o bucurie destul de mare pentru toți românii. Simona Halep nu a mai jucat din 29 august 2022, deci aproape, aproape 2 ani. Meciul este de seară, da? Astăzi, 19 martie, ora 22, ora României. Dar, după cum bine știți și voi, cei care, care iubiți tenisul și urmăriți tenis meciurile din tenis se mai modifică orele, dar în jur de ora 22, meciul e transmis pe Digi Sport 2 și Digi Sport 4. Simona Halep cu, cu Paula Badoza, fraților, spaniola, pe care, pe care Halep a mai bătut-o în trecut, a jucat la Wimbledon în 2022 și a bătut-o cu 2-0 la seturi. Și la Madrid, da, în Spania, la ea acasă, cum se zice, a bătut-o pe Badoza cu 2 la 0. Deci două întâlniri directe, 2-0 pentru, pentru Halep. E, și avem și premiile de la, de la Miami, da, turneul de la Miami, care este foarte bine cotat din punct de vedere financiar. Și, și puncte, da, puncte ATP. În primul tur, deci, Halep, dacă trece de, de spaniolă, va primi un cec în valoare de 23.250 de dolari, fraților. Doar primul tur, vă dați seama. Iar câștigătoarea campioana de la Miami va primi 1.100.000 de dolari și si 1.000 de puncte. Deci vă dați seama. Ba, ne bucurăm, ne bucurăm foarte mult că Halep a revenit. Sperăm să facă o față frumoasă și si de ce nu să treacă de, de primul tur. E o cotă în scădere pe Halep la meciul din seara asta. A avut o cotă acum o zi sau două de 2,10, 2,20, acum are 1,73 cotă. Deci, astia de la, de la casele de pariuri o văd favorită, certă pe, pe Halep în seara asta. Cred că până la ora meciului va scădea și mai mult cota. Halep, vrem o victorie, vrem să demonstrezi că totul a fost, a fost o greșeală, că ai fost suspendată, trebuie să revii și să câștigi. Doamne, ajută.